Elsa, tu știi ce e astăzi? Știi ce e astăzi, Elsa? Știi oare? Nu știu dacă știi, dar momentul mult așteptat este aici, oameni buni, pentru că uitați-vă ce vom face noi în episodul de astăzi. Da, avem Five Nights at Freddy's AR Special Delivery. Foarte multă lume m-a întrebat, Max, vei încerca jocul ăsta? Este un Five Nights at Freddy's în viața reală. Hai mă să vedem despre ce e vorba. Elsa, văd că nu prea este pregătită, deci din punctul ei de vedere, cred că mai degrabă nu-l încercăm. Mai degrabă încercăm niște papuci acolo, dacă e să încercăm. Dar eu aș spune că ar merita să vedem despre ce e vorba măcar. Am postat un episod de FNAF VR și efectiv toate comentariile mele erau Max, joci FNAF AR? Zic, bă, ce e mă FNAF AR? Nu știam, zic, bă, o fi un nou FNAF în VR? Nu, este un FNAF în realitate augmentată. Adică, practic, tu te vei folosi de telefonul mobil pentru a putea vedea animatronicii la tine în casă. Cum o să reușim să facem asta? Nu știu nici eu. Vom vedea. Oricum, nu uitați să apăsați butonașul de like dacă este să vă placă. Vreau să văd cine a apăsat deja pe butonașul de like la acest episod și în funcție de susținerea voastră la acest episod, decidem dacă o să mai facem și alte episoade cu acest joc. Elsa, ești speriată? Crezi că o să ne speriem în episodul ăsta? Crezi tu că o să ne speriem în episodul de azi? A? Ia zi. Ia zi. Foarte multă lume m-a întrebat dacă pot să mai pun și pe Elsa la începutul unui videoclip să o mai vedeți, pentru că n-am mai postat de foarte mult timp un episod cu Elsa și chiar mă gândesc să fac un vlog special cu ea din nou. Mamă, frate, ce viteză a avut, ați văzut? Eu tot. Imediat vine, imediat, imediat. Imediat vine. Ia, e curioasă, oare ce face? Ce poate să facă acolo? Ce poate să facă? E un zgomot pe care eu nu-l știu. Să uită cu un ochi acum, uitați-vă și voi la ea. Ești curioasă? Ești curioasă ce se întâmplă aici? Măi! Măi! Bun, hai să-l instalăm. Îi dăm aici pe install. E destul de simplu să ți-l instalezi, nu e mare chestie și e gratuit, doar că nu știu încă dacă e pay to win sau dacă nu e pay to win. Încă nu știu exact nimic despre jocul ăsta, dar bănuiesc că vom afla împreună care e treaba. Îi dăm aici pe open. Și începe nebunia. Știu că trebuie să folosești camera, așa că în momentul în care o să intrăm în jocul propriu-zis, am să schimb pe vederea din joc, cum ar veni, ca să putem să vedem din joc. Hai să dau și drumul la sunet. Ok. E garantat că nu o să mai fim singuri în casă. Auzi, o să trimit animatronicii peste noi. Wow! Nu vreau așa ceva. Nu vreau animatronicii să fie trimiși peste mine, sincer să fiu. Special delivery. Ia uzi, ofertă specială. Ok, asta e ciudat. Și acum tot ce mai rămas este să mi se instaleze jocul, pentru că a zis că trebuie să mai downloadeze încă ceva resurse. Da, deci facem un singur episod momentan, să văd dacă să vă placă sau să văd ce părere aveți despre joc. E o nebunie. Dar, da, e ziua mea norocoasă. Ok, cel mai șmecher animatronic. Freddy e în drum spre mine. Ah, ia uzi, ok. Și acum trebuie să mă uit prin cameră și chiar să mă uit pe bune prin cameră și să-l găsesc. Aparent e aici. Unde? Unde e? Uite-te în jur să vezi dacă îl vezi. Hai că-l văd dacă e. Ui, e aici undeva. De ce e la mine în casă, Freddy? Să aprind lanterna ca să-l localizez. Uite aici e. Alo? Freddy? Freddy? Nu fă nebunii de-astea cu mine, te rog. Nu! Ce s-a întâmplat? O, Doamne, Freddy nu se simte bine astăzi. Păi și eu ce să-i fac eu, mă, prietene, dacă nu se simte bine Freddy astăzi? Să-l șochez în momentul care vine. Dar trebuie să-l găsesc mai întâi. Bă, ești nebun? L-au băgat pe Freddy la mine în studio. Alo? Cred că aici e undeva. Uite-l! Băi! L-am șocat! Nu! Bă, dar l-am șocat, mă, frate! El a zis asta? Opa! Am fost selectat pentru... ceva, primești ceva cadou? Ok!
Apasă, ies acum pentru a experimenta tot ce avem noi să-ți oferim în următoarele 24 de ore. Yes sau no? Mamă, voi vedeți cum se schimbă imaginea? În momentul în care eu fac chestia asta? Să apăs yes sau să apăs no? Hai că apăs yes, frate, yes. Ne bucurăm că ai ales serviciile noastre. Câți ani, mă? 999 de ani îmi voi primi animatronici acasă acum. S-a zis cum e, băieți. S-a zis cum e, sper că ați apăsat și voi butonașul de like acolo. Dacă nu l-ați apăsat încă, vă rog să-l apăsați chiar acum, pentru că e o nebunie curată ce fac. Și felul în care filmez jocul ăsta e complet diferită față de oricare altă metodă pe care am folosit-o până acum, pentru că, nu știu, e dificil de filmat. E foarte dificil, mai dificil de filmat decât VR-ul. Păi, e acolo ceva. Am aprins lanterna. Alo? E careva acasă? Alo? Mă, frate, e ceva acolo. E ceva după perdea. Când bâzie ăsta după perdea, vedeți? Uite-l, uite-l! Oh, a fost doar să mă sperie. Și apare în altă parte acum. Oh-oh. Aici undeva apare. Aici undeva apare. Frate! Nu fă astea, nu fă de astea cu mine, te rog. Deci nu fă de astea cu mine, te rog. Trebuie să-l șochez exact când vine. Hai să vedem dacă-l prindem. Aia-i! L-am prins! Yes! Yes! Te-am prins, șmechere! E un endoskeleton. Deci e un... practic, corpul de dedesubtul animatronicului. Corect, am dreptate? Să-mi spuneți voi care vă pricepeți mai bine la FNAF. Și aici, aparent, ne facem noi skeletonul. Send bear endo out to collect parts. Deci îl trimiți pe ăsta, deploy, și se duce el undeva, send sau salvage, send. Ok. Cred că trebuie să ai la prieteni oameni, mă, frate, ca să poți să trimiți endoskeletonul, ca să ducă la alții. Cred că asta e faza. Și la assemble, văd că pot eu aici să îmi pun diferite moduri, dar nu am moduri pe el să-l echipez. Ok. Iar aici bear endo se numește. CPU. Habar n-am, e complet nou în jocul ăsta, nu mă pricep deloc. Dacă voi vă pricepeți, vă rog să-mi scrieți în comentarii, pentru că habar n-am. Habar n-am, da? Este pentru prima dată când mă joc și eu. Ceva ce trebuie să colectez, cică. Shadowy Remnant. Deci eu acum trebuie să fac rost de ceva, dar nu știu de ce. Cică e ceva... Oh, ăsta. Nu-mi coace. Oh! Am luat și chestia de aia, dar nu cred că era bine. Că mi-a făcut ecranul, ia uitați-vă cum e. Mă, frate, ce mă joc? Ce m-ați spus să mă joc? Că eu mă joc jocul ăsta că mi-ați spus voi și din cauza asta. Dar, da, dacă să vă placă, poate mai face și alte episoade. Da, vino cu ace, vino cu ace. Yes! 4, iarăși mi-am luat. Deci trebuie să nu-mi iau chestie de aia. Dacă îi dau pe 0. A, sunt chestiile pe care le-am prins adineori prin cameră și dau add. Și am băgat remnant în el, dar nu știu exact ce înseamnă. Și dacă te duci aici, văd că au și un shop, au Fazbear Coins. Mamă, 5 milioane! 5 milioane Fazbear Coins, Bonnie Mini Pack. Bă, ce sunt astea, mă, frate? Freddy Fazbear Mini Pack. Cred că trebuie să le cumpăr ca să vină ăștia la mine. Sincer să fiu, chiar nu știu, dar hai să luăm și noi un Funtime Starter. Bănuiesc. Ok. Am să-l iau pe ăsta, să vedem ce e. Am înțeles, deci eu trebuie cumva să atrag animatronicii la mine acasă. Ați înțeles? Hai să le iau și pe ăsta la alt. Ok, l-am cumpărat și pe ăsta. Nu știu dacă mai am voie să-l mai cumpăr încă o dată, dar am să iau Tubo Fazbear Coins. Special pentru voi, 204 roni. Vreau să testăm jocul, să vedem tot ce poate, așa că hai să-l luăm. Mamă. Sper că ați apăsat și voi acolo butonașul de like. Bun, iată că au intrat bănuții. Și acum cu bănuții te poți duce să-ți cumperi diferite chestii. Uite, de exemplu, vreau un Foxy Mini Pack. Foxy Mini Pack inclus Foxy Plush Suit plus 3 Foxy Lures. Mă, frate, nu știu exact ce fac cu ăștia. Le iau pe Balloon Boy. Balloon Boy. A, și uite, odată ce i-ai cumpărat s-au dus. Și uite, poți... uite aici, de aici îți cumperi Foxy Lure. Vreau să-l atrag pe Foxy la mine, să văd dacă poate să vină. Spring Trap Lure, mamă, e o mie Spring Trap-ul, nu știu, să văd dacă o să vă placă, o să facem și cu Spring Trap și o să facem cu mai multe. Extra Battery, vreau Extra Battery. Oh, a venit un animatronic. Oh, e aici, e aici. E chiar aici, chiar acum. Chiar aici, chiar acum, unde ești? E aici undeva. Toți vin din colțul ăsta, de ce? Să-mi zică și mie de ce vin ăștia din colț. Oh!
Oh, m-am speriat. S-aude muzicuța. Alo? De la ușă, de la ușă. Îmi vine de la ușă. Nu. De ce s-aude muzicuța? Vreau și eu să știu. Să-mi spune și mie cineva de ce s-aude muzicuța. Ieși afară, care ești? Care ești? Ieși afară chiar acum, din casa mea. Cine a zis asta? Oh, oh! Yes! L-am prins pe Freddy, nu cred! L-am prins pe Freddy la mine în casă! Oh, you win! Mamă, ce tare! Și îți dă un new streak! Adică, de câte ori reușești să prinzi animatronici în... unul după altul, cum ar veni. Care ești de data asta? Lăsați-mă în pace, că nu mai vreau! Unde e? De data asta... E... că nu-l găsesc, frate. De data asta... Aici undeva e. Mamă, ce-mi tremură imaginea aici, uitați-vă. Deci aici îmi tremură. Este? Este? Nu, a fost vrăjeală, a fost vrăjeală. A fost vrăjeală, chill, a fost vrăjeală. Unde e? Îl aud, dar nu știu unde e. Nu, de unde vine? Sper că n-a fost, sper că a fost vrăjeală, a fost vrăjeală. Mamă, nu mi-am dat seama de unde vine. De aici vine. Gata, suntem pe fază. Suntem pregătiți de... Yes. Aie, un endoskeleton. Te-am prins, șmechere, te-am prins, să fii tu sănătos. Mamă, frate, you win new streak 3. Yes! Mamă, ce m-am speriat. Ce s-aude? Bă, s-aude ceva diferit. Alo? S-aude ceva diferit, dar... Bă! Unde e? S-aude ceva diferit de data asta. Oh my god. Oh, ce-a fost asta? Ah! Oh my god. Mamă, frate, mi-a sărit Chica în față. Mă, zi tu de Chica, dacă nu. A venit Chica la mine, praf și pulbere m-a făcut. A zis, ia de aici, poc, gata. M-a rupt. Tu ești, mamăică? Mă, frate. Bonnie? Tu ești? Unde ești? Bă! Uite! Șmecherie! E vrăjeală, Mi s-au dus căștile, deci nu-l mai aud unde e. Nu contează, ne jucăm așa. La voi o să se audă în continuare. Eu o să trebuiască să-l văd doar pe cameră. Uite aici trebuie să fie, de aici trebuie să vină. Mi s-au dus căștile, frate, că am călcat pe cablu. Hai. De aici vine? De aici? Yes? Hai! Te-am prins, Bonnie! Yes! Așa mai vii de acasă, frate. Bă, mă gândeam eu că trebuie prins până la urmă. Nu se putea să nu fie prins. Și dacă e vorba de una alta, până... Ia uite, am câștigat și un mod. Că sunteți curioși? Da, cam asta s-a întâmplat. Frate, non-stop vin ăștia la mine. Cine e? E Foxy, că am auzit ia-ha-ha-ha-ha. Am auzit ia-ha-ha-ha-ha și nu mi-a plăcut când am auzit ia-ha-ha. Mamă, ce râde Foxy de mine. Se amuză. Partea mișto la jocul ăsta e că poți să-l juci oriunde. Adică, practic, te poți duce oriunde, te poți duce afară să te juci. Bine, aveți grijă la mașini. Oh! Ah! L-am electrecutat și nu a mers. Cred că la fiecare în parte... Cred că știu care e toată faza. Cred că la fiecare animatronic în parte... Trebuie să faci ceva diferit. Ăsta-i Freddy, cred că. Ăsta-i Freddy abia. Dar unde e? Unde ești, mă, nebunule? Oh! Te-am văzut pentru o fracțiune de secundă. Uite-l ea. N-a apărut, ok. Stai liniștit, Freddy, că îți vin eu de hack. Uite, din partea asta vine. Ok. Hai. Hai, vino. Aia. Te-am prins, șmechere, te-am prins! Ah, mă, frate, că l-am prins. Era și cazul să-l prinde și pe Freddy. Bun, voi să-mi scrieți în comentarii ce vreți să facem pentru episodul următor. Asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like.
Ai de cap, să spuneți dacă vreți un vlog între cu Elsa în curând și dacă vreți să mai includem și pe ea în episoadele următoare de FNAF ARÂ, dacă o să mai fie alte episoade următoare. Bun, ne auzim data viitoare. Pa, pa!